Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru luna ianuarie. Pentru dragii mei nativi din zodiile Gemeni, Balanță și Vărsător. Vom începe cu nativii din zodia Gemeni. Să vedem ce ar dori persoana dragă să vă transmită în luna ianuarie anului 2022. Și cu acest prilej vă urez un an nou fericit. Dragostea mă sperie. Poate a fost rănită în trecut această persoană și este teamă să nu o răniști noastră. Sunt pregătit să-ți spun ce simt pentru tine, foarte frumos. Dar se pare că trebuie să o încurajați și noastră să facă acest lucru. Mă voi întoarce curând la tine. Se va întoarce să vă declare faptul că vă iubește. Însemn totul pentru mine. Nu voi renunța niciodată la noi. Foarte frumoase mesaje pentru luna ianuarie, pentru dragii mei nativi din zodia Gemeni. Să vedem ce vă lipsește momentan și în curând se va îndrepta către dumneavoastră în luna ianuarie. Și avem siguranță, iată, poate veți reuși să obțineți și o siguranță financiară, poate veți fi și foarte încrezători în forțele proprii. Vă veți da seama că tot ceea ce vă doriți puteți pune în practică, aveți resursele necesare pentru a face acest lucru. Haideți să vedem un mesaj de la Arhanghel pentru luna ianuarie, pentru dragii mei nativi din zodia Gemeni. Călăuzirea sublimă cerească, darul Arhanghelului Uriel. Îți ofer darul profeției și puterea de a menține și transmite nealterate tradițiile spirituale autentice. Îți asigur protecția rapidă și eficientă în orice fel de necazuri. Iată, exact ce vă spuneam, aveți siguranța că aveți protecție divină și că tot ceea ce întreprindeți va avea succes. Și haideți să vedem și un mesaj de la puterea tainică a energiei subtile, sublime, dumnezeiești, nesfârșite a iubirii. Pentru luna ianuarie, pentru dragii mei nativi din zodia Gemeni. Discernământ dumnezeiesc. Ești capabil să manifesti puterea de a distinge iubirea de frică și adevărul de iluzie. Iată, bazați-vă pe intuiția dumneavoastră, pentru că se pare că aveți o claritate și o luciditate extraordinară. Veți ajunge să luați deciziile cele mai corecte în ceea ce privește relațiile sentimentale. Aveți și susținerea Arhanghelului Uriel pentru a face acest lucru și pentru a sta la distanță de orice fel de necazuri și neplăceri din toate punctele de vedere. Poate că vă veți da seama și în ceea ce îl privește pe partener de faptul că nu se îndreaptă către dumneavoastră de teama de a nu fi rănit. Poate dumneavoastră vă gândeați că nu vă iubește, că nu are sentimente pentru dumneavoastră, dar vă dați seama că nu este așa, dimpotrivă. Ține la dumneavoastră, dar nu îndrăznește să își exprime sentimentele. De aceea poate ar fi bine să o încurajați pe această persoană să fie mai deschisă și mai sinceră cu dumneavoastră. Trecem mai departe la dragii mei nativi din zodia Balanță. Ce ar dori să vă transmită persoana dragă în luna ianuarie? Sunt îndrăgostit de tine! Wow, ce frumos! Început promițător. Ești tot ce-mi doresc. Foarte frumoase mesaje. Nu am nevoie de aprobarea ta. Deci se pare că nici nu va mai conta dacă dumneavoastră sunteți sau nu îndrăgostită de această persoană. Faptul că dânsa e îndrăgostită de dumneavoastră înseamnă că va face totul pentru a vă cuceri. Mă gândesc la tine chiar în acest moment. Foarte frumos. Și încă un mesaj. Sunt implicat în altă relație. Da, din păcate se pare că are pe altcineva, dar cu toate acestea vă declară că de dumneavoastră este îndrăgostită această persoană.
Este și un pic arogantă, se pare că se gândește că dacă vă dorește, vă poate și avea oricând, dar nu este chiar așa. Dumneavoastră aveți dreptul de a decide dacă doriți sau nu să vă implicați în această situație de trio. Chiar dacă această persoană se gândește tot timpul la dumneavoastră și spune că sunteți tot ceea ce își dorește, totuși faptul că este implicat în altă relație reprezintă un obstacol în calea fericirii noastre cu această persoană. Dar hai să vedem un mesaj de la Arhanghel pentru luna ianuarie, pentru dragii mei nativi din zodia Balanță. Adevărul ultim divin, darul Arhanghelului Gabriel. Sunt un protector al adevărurilor dumnezeiești. Te ajut să fii în comuniune intimă și plenară cu adevărul profund al ființei tale și să-l exprim cu mult curaj. Iată, trebuie să vă exprimați cu mult curaj punctul de vedere, să vă exprimați sentimentele, pentru că în felul acesta veți clarifica situația și vă veți elibera sufletul. Haideți să vedem și de la puterea tainică a energiei subtile, sublime, dumnezeiești, nesfârșită iubirii, un mesaj pentru dragii mei nativi din zodia Balanță. Virtutea dumnezeiască. Îți recunoști atributele spirituale pline de iubire care îi încurajează pe ceilalți în creșterea lor. Da, deci exact ce spuneam. Exprimați-vă sentimentele, exprimați-vă afecțiunea, fiți cât mai deschiși, cât mai sinceri cu cei din jur și abordați orice problemă cu calm și cu iubire. Și în felul acesta veți ajunge să obțineți rezultatele dorite în tot ceea ce întreprindeți. Haideți să trecem mai departe la dragii mei nativi din zodia Vărsător. Să vedem ce ar dori persoana dragă să vă transmită în luna ianuarie. Primul mesaj. Încerc să mă schimb, dar nu știu cum să fac acest lucru. Poate așteaptă de la dumneavoastră o îndrumare și susținere. În viața mea nu este totul așa de roz pe cât pare. Poți să mă mai săruți odată? Nu pot să-mi iert faptul că nu te-am ales pe tine. Da, se pare că s-a orientat către altcineva și acum regretă. Traume din copilărie. Se pare că a fost rănit din punct de vedere emoțional în copilărie și aceste traume își pun amprenta asupra relațiilor actuale pe care le are această persoană, inclusiv asupra relației cu dumneavoastră. Și-ar dori să aveți răbdare cu această persoană, să înțelegeți că a fost rănită în trecut și că are nevoie de susținere, de afecțiune, de atenție din partea dumneavoastră. Încearcă să se schimbe, dar se pare că nu reușește fără ajutor. Și desigur, după cum vă spunea și dânsa, regretă foarte mult că și-a orientat atenția către altcineva și acum ar dori să se întoarcă la dumneavoastră. Haideți să vedem un mesaj de la Arhanghel pentru dragii mei nativi din zodia Vărsător. Revelarea sinelui divin nemuritor, darul Arhanghelului Jofiel. Revelarea frumuseților dumnezeiești este tangentă cu calea iubirii, a adevărului, a trezirii sufletului și a revelării sinelui divin nemuritor. Da, deci frumusețea dumnezeiască este sinonimă cu iubirea, cu sinceritatea, cu adevărul, iată, cu exprimarea sinceră și directă a sentimentelor față de persoana dragă. De aceea ar fi bine să comunicați cu dânsa și să-i transmiteți ceea ce simțiți pentru dânsa. Iar dacă o iubiți pe această persoană, să o ajutați să treacă peste traumele pe care le poartă cu sine, se pare, încă din copilărie și
s-o ajutat să-și deschidă sufletul în fața dumneavoastră. Se pare că are foarte multă iubire de dăruit. Vă iubește foarte mult, dar nu știe să exprime acest lucru, din păcate. Poate o ajutați dumneavoastră să facă acest lucru. Haideți să vedem și un mesaj de la puterea tainică a energiei subtile suprime Dumnezeu și nesfârșitea iubirii. Pentru dragii mei nativi din Zodia Vărsător. Libertate dumnezeiască. Te eliberezi de restricțiile pe care ți le-ai impus singur sau de limitele pe care ți le-ai imaginat despre tine, deschizându-te față de energia sublimă, subtilă a iubirii. Bineînțeles că țineți cont de faptul că potențialul dumneavoastră este nelimitat și puteți realiza tot ceea ce vă doriți. Aveți resursele necesare pentru a realiza ceea ce vă doriți. Haideți să vedem și ceea ce vă lipsește momentan și în luna ianuarie se îndreaptă către dragii mei nativi din Zodia Vărsător. Iată, este posibil să primiți un cadou din partea persoanei dragi. Un cadou și în același timp probabil intenția acestei persoane de a-și cere iertare că v-a greșit în trecut și speranța acesteia de a vă reîmpăca și a avea un nou început alături de dânsa. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă doresc o lună ianuarie fericită și vă aștept cu mult drag pe viitor. La revedere!